E cazul să vorbim și despre afecțiuni și sănătate. Ana Maria Apostol, medic ORL, ce se vede zi de zi cu diverse cazuri, dar primește probabil și tot felul de telefoane. A venit până la mare pentru noi, ca să putem trage niște concluzii și să avem o vacanță liniștită. Bună dimineața! Bună dimineața! De-a lungul anului am tot vorbit despre diverse lucruri ciudate ce ni se pot întâmpla, fără să ne dorim, evident, multe dintre ele ce ne pot strica vacanța. Hai să punctăm lucrurile la care ar trebui să avem grijă ca să nu ne stricăm vacanța. Într-adevăr, multe probleme de sănătate apar din cauza noastră, că greșim noi cu ceva. Și uite cum vara eu am pacienți, dar vara vreau și eu să plec în vacanță liniștită. Normal. Și să nu mă deranjeze nimeni. Vara n-ar trebui să... Da, în mod normal n-ar trebui, că este cald și îi oferim corpului nostru cald. Dar, din păcate, îi oferim rece, că noi tot timpul ne gândim la rece. De exemplu, când zburăm cu avionul, vrem să avem rece și în avion. Când la aterizare nu mai putem să egalizăm presiunea cum trebuie și ce se întâmplă, ni se înfundă urechea și ne doare urechea. Și toată lumea mestecă gumă, știu de ideea asta de a mesteca gumă, dar nu înțeleg de ce tot li se înfundă urechea. Pentru că am stat în avion, în aer condiționat, într-o cameră închisă și cu mult praf și nasul s-a înfundat. Și dacă nasul s-a înfundat, nu mai facem egalizarea presiunilor cum trebuie, chiar dacă mestecăm gumă. Deci nasul e vinovat, nu neapărat urechile. Nasul este vinovat, nu urechile. Okay. Și atunci trebuie să știm că în momentul în care urcăm în avion trebuie să avem nasul foarte bine desfundat și ce-i mai sfătuiesc eu pe părinți, chiar dacă este vară și mergem la mare, în avion să le dea copiilor o glugă pe cap, o căciuliță, o eșarfă pe cap. Că aerul rece vine asupra urechilor, nasului și dacă îi acoperim căpuțul, este mult mai bine. Am să vin și eu cu o explicație. Cu cât ești mai în spate în avion, cu atât este mai rece. Și asta din motive de economie, pentru că avionul zboară la temperaturi foarte joase sus și e mai ușor de încălzit pentru aia bogați în față. E pe bune, e realitatea. Deci, cu cât știți că aveți bilete mai în fundul avionului, să vă așteptați la zborul lungi, că va fi extrem de frig, deci trebuie să fii pregătit. Bun. Sunteți obsedată de spălatul nasului ca un medic internist care zice să nu uitați să vă spălați pe mâini. Domnul Marinescu de la Balj ne-a zăpăcit. Orice l-am întrebat despre cu fureli și cum ne stricăm la stomac, zicea, păi poate nu s-au spălat ăia care ți-au vândut-o pe mâini, dar dumneavoastră aveți o obsesie cu nasul. Ne curățăm nasul, e soare, e frumos, ce aș avea nas eu pe vremea asta? Stăm la soare, nu ne convine prea mult să stăm la soare. Adică uite, acum ai transpirat și ai nevoie de rece și intri în restaurant unde e aer condiționat. Ce se întâmplă în momentul în care de la căldura aceasta de 30 de grade intri la 15 grade, 18 grade, nasul imediat se congestionează, se înfundă și face secreții. Acele secreții muci, cum s-ar zice, se duc în spatele nasului, se duc pe gât, îți provoacă tuse, te irită și se duc și în ureche și se înfundă urechile. Deci, în primul rând, nu folosești un decongestionant de nas imediat să-ți desfunzi nasul, ci poți pur și simplu să sufli nasul, dar îl sufli cu spray-ul acela cu apă de mare. Și cel mai bun sfat al meu pe care pot să-l dau pentru vacanța oamenilor, să nu exagereze cu aerul condiționat. Deci trebuie să înțelegem că în corpul nostru este foarte cald. Nouă ne place căldura, chiar dacă transpirăm, ne place căldura. Da. Și atunci trebuie să dăm acel aer condiționat, că avem nevoie de el, cât mai sus, 23 de grade și la o ventilație cât mai mică. Noaptea, uite, ai stat toată ziua în aer cald și te sufoci și de-abia aștept să vină noaptea să răcorim camera și avem tendința să lăsăm aerul condiționat pornit peste noapte. Ce se întâmplă dimineață? Te trezești cu răgușeală, cu afonie, lipsa vocii, pur și simplu că ai inspirat pe nas și pe gură un aer foarte rece și foarte uscat. Și atunci, ce-i sfătuiesc eu pe părinți mai ales, răcorim doar puțin camera, cât se răcorește și apoi închidem aerul condiționat. Și, apropo de rece, nu numai nasului oferim aerul rece, acest aer condiționat, și gâtului oferim rece prin... Băuturile... cu gheață. Da, prin băuturile cu gheață. Într-adevăr, uite, stăm la plajă, bem sucuri și băuturi cu gheață. Avem tendința să spunem că ne potolesc setea, dar nu ne potolesc setea acele băuturi reci. Din ce cauză?
că în momentul în care aduci o băutură la 4 grade, într-un gât de 36 de grade, gâtul trebuie să încălzească acel lichid să și compenseze. Se forțează să compenseze și se forțează foarte mult, se face o vasodilatație și se, vasul de sânge se face mai mare ca să aducă mai mult sânge cald și de fapt îți provocă o senzație din nou de sete și tu vei bea și vei bea din ce în ce mai mult. Acel rece care va veni la nivelul gâtului va provoca la urmă o inflamație, o durere de gât, o răgușeală și chiar lipsa vocii. Mulțumim, doamna doctor, ne-a zăpăcit de cap, adică nu o să se mai vândă aer condiționat în ritmul ăsta și nici băuturi foarte, foarte reci. Asta e. Eu încerc doar să-i ajut pe oameni cumva să beneficiem de aceste răcituri, să zicem, dar nu exagerat. Să avem grijă să nu exagerăm. Am hârtie de la doamna doctor, pot să mănânc înghețată, sigur, nu șase, dar am voie să mănânc înghețată și copiii dânse cred că mănâncă la fel înghețată în perioada asta minunată. Mulțumim să aveți o vacanță liniștită și fără tradiționalele telefoane de la părinții cu copii care ajuns în Turcia întreabă: doamna doctor, cum a făcut ăla micu vara la 40 de grade roșu în gât? Păi stai să le luăm pe rând. Mulțumim tare mult. Cu mare drag. Noi luăm pauză, dragi.